Simona Halep a fost eliminată de la turneul de Grand Slam de la Paris în faza optimilor de finală. Tricolora părăsește zgura pariziană după cel mai lung meci al carierei. Începând duminică, meciul a fost întrerupt în primul set la scorul de 5-3 în favoarea româncei, care nu s-a regăsit după reluarea partidei în cursul zilei de marți și a pierdut meciul cu scorul de 0-2. Pauzele datorate ploii din cursul duelului dintre Simona Halep și Samantha Stosur nu au fost deloc benefice pentru jucătoarea din Constanța. Meciul dintre Simona Halep și Samantha Stosur s-a încheiat cu victoria jucătoarei din Australia, care a reușit să revină în joc după ce inițial se părea că victoria va înclina de partea româncei. Simona Halep a intrat mai greu în joc în toate partidele disputate pe zgura pariziană, iar întreruperile de joc datorate ploii care s-a abătut în ultimele zile asupra Parisului au dus la eliminarea jucătoarei din România din competiție. De serie numărul 6 la Roland Garros, Simona a început mai bine partida și a condus cu 5-3, dar jocul a fost întrerupt duminică seara din cauza ploii. Partida s-a reluat marți la orele amiezii, iar australianca a început cu agresivitate și a preluat controlul meciului, după ce a reușit să egaleze situația la game-uri la 5. Stosur a trimis setul în tie-break, care l-a câștigat cu 7-0. Samantha Stosur s-a aflat la cârma jocului și în debutul manșei secunde și a condus cu 2-0. Simona Halep a reușit să relanseze setul și s-a apropiat la un singur game, scor 3-2, dar din păcate meciul a fost întrerupt din nou din cauza aceluiași motiv, ploaia, fenomen meteorologic care a dat mari bătăi de cap organizatorilor care au suferit pierderi de 2 milioane de euro din cauza acesteia. Partida s-a reluat tot marți, dar după amiază, iar Simona Halep nu a reușit să se ridice la forma cu care ne-a obișnuit și a cedat setul cu scorul de 3-6, părăsind astfel competiția înainte de disputarea sferturilor de finală.